Now,
Mara. Am venit pentru că, sper să ne distrăm un pic, altă 60 minute, și cum v-ați desfătut pe răspunsurile voastre, și am să avem și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Deci am venit să ne distrăm puțin. Am venit să vă dau puțin din sufletul meu și să încercați să prindeți și ce e în spatele cuvintelor. Am venit să vă dau puțină speranță. Pentru că aveți nevoie de această speranță, nu știu ce vedeți în jurul vostru, nu știu ce alegeți din jurul vostru să vedeți. Pentru că, de fapt, e ce alegeți voi. Dar vreau astăzi, în 60 de minute, să vă dau un pic de speranță că există lucruri frumoase care vă așteaptă în viitorul vostru. Și aș vrea să vă dau un pic de ajutor concret despre cum am operat eu până acum. Care ar fi niște secretele mele personale în viață și în afaceri. Și dacă se va dure, să puteți să le folosiți mai departe. De acord? Da. Un pic de vibrație, un pic de suflet, un pic de hope, de speranță și un pic de ajutor. Dacă vă dorim ați așa de minute, eu sunt fericit și înseamnă că fiecare dintre noi, dintre voi, plecați măcar cu un singur lucru. 80% o să plecați, o să plecați cu cele două bancuri de la început. De restul, Dumnezeu cu mine. Sper să plecați mai mult de atât, pentru că am să ceva lucruri frumoase care le-am experimentat. Nu neapărat că au fost frumoase atunci, dar după aceea le-am învățat și am învățat de ce au fost așa. Și măcar acum a fost un excurs frumos. Atunci au fost dramatic. Atunci au fost epice. Așa cum atunci când credeți un examen foarte important, mi se pare că ești cu mine, așa-i? Da. Aaaa, reclamă, mâine, nu știu ce durare, că pic mă arăt la ce zic aici. Aproape că în viața trăim în această epopee a vieții noastre, toate lucrurile sunt atât de importante și atât de grave. Dar pe măsură ce trece pe serie, ne dăm seama că, am supraviețuit și de data asta și că putem merge mai departe. Astăzi o să discutăm un pic și de experiențele și dacă vreți, examenele vieții. Pentru că examenele de la facultate sunt un mic antrenament față de ce urmează în viața voastră. Și ceea ce vreau să vă spun este că nu examenul ține contează, ci ce înveți tu din acest examen. Ce înveți în urma acestui examen. Cred că v-am spus și de la trecută, la ultima voastră conferință, era Vasi. Deci pun să repet aceeași cuvinte și să nu te plictisi tot. Aaaa, ce nu mi-ai spus? Deci avem ce vorbim și în viața e un pic altfel decât la facultate. Ce vreau să spun cu asta? La facultate primești materia, înveți și dai examen. Sau să spun ceva? Nu. Tot, da? Și cu cât mai mod a mod spui, cu atât mod mai mare ei, da? Nu, tu nu s-a schimbat nimic, da? România merge într-o vie sigură. Foarte bine. Sistemul ăsta educațional este din ce în ce mai performant, cum dau seama. În viață lucrurile sunt exact pe tot. Îți vine examenul și după aceea vine lecția de învățat. Așa că dacă ar fi un lucru pe care să-l notați până acum, este să înțelegeți că pe măsură ce am avansat în viață, și faceți acest mic antrenament la facultate. Lucrurile se schimbă atunci când intrați pe picioarele voastre în viață. Prima dată examenul și după aceea materie. Mindset-ul cu care abordați examenul, modul în care voi hotărâți să priviți acest eveniment, este cel care determină învățătura voastră. Modul în care voi priviți acest eveniment. Nu e venit de puțin. Doi oameni se raportează diferit la același eveniment. Ați pățit să participați la evenimente comune și să aveți filme diferite? Da? Și dar tu cine ești? Tu unde? Tu dacă tu vine acolo. Unul vede ceva, unul vede altceva. Atitudinea și modul în care abordezi și vrei să înțelegi acest examen al vieții schimbă toată învățătura. De fapt, doar cei care și nu vreau cuvintele gen doar sau nu vreau să-mi fac lucruri. Însă cei care înțeleg fiecare examen al vieții ca o oportunitate de învățare, ei sunt cei care vor avea de câștigat mai departe. Pentru că ăsta este un mindset, de fapt,
să înțelegi viața. Nu există un manual ca la facultate în care să spună, ăsta e manualul. Cam asta e viața. Tu de zimbă. Și odată la un an, vin la examen, să vedem dacă mai ești pe aici, aici sau dacă nu, la sacrificiu, că n-are rost. Este modul nostru în care trecem prin această experiență în viață. Este modul nostru prin care privim aceste examene de vieții. Ce cred în săpătărie este că fiecare generație, așa cum am spus la început, a învățat să vadă viața într-un mod din ce în ce mai definitor. Să vadă aceste examene de vieții mai, nu știu, corect, nu-i cuvântul potrivit, mai optimist. Sunt convins că voi sunteți mai optimiști decât era noi. Sunt convins, văd pe fețele voastre, văd în atitudinea voastră, văd în limbajul corpului vostru, modul în care stați, modul în care zâmbiți. Noi eram numai în spațiu. Mă greșesc, Ibi. Dacă se întâmpla așa ceva acum 15 ani, sau, da, 16 ani, sau 15 ani când eram în aceeași situație, era absolut crispat. Habar n-aveam de ce limoane, nu înțelegeam, nici măcar nu înțelegeam cum poate să vină niște oameni să ne spună din experiența lor, fără să încerce să ne fure capul. Eram atât de blocați. Erau atât de mulți oameni care încercau să ne controleze și încercau să ne modeleze într-un singur fel, ca așa atâta știau ei, încât aproape să nu mai credeam pe nimeni dacă venea să ne ajute voluntar. Voi astăzi nu mai trebuie să întâlniți de astea ca niște lucruri că trebuie să fiți aici. Noi dacă veneam o invitație de asta, credeam că ne bifează cineva și s-ar putea chiar așa cum și fi fost. Ne bifau dacă nu veneam la astfel de întâlniri, probabil la nivelul ăsta, eram să te bifează. Veneam și ne spuneam, vă spuneam, ce ne mai bifează? Voi sunteți altfel deja. Și acum ne bifează. Și acum ne bifează, da? Dar nu la întâlnirile astea. Nu la întâlnirile astea. La întâlnirile astea vă bifează pentru că voi ați ales să fiți într-un program, pentru că voi ați ales să învățați de la cei din jurul vostru, de la cei care vin aici și mai ales să vă demonstrați propria voastră putere interioară prin niște proiecte și prin niște acțiuni pe care le-ați planificat pe mâine. Și o să le vedem mâine și sper să fie cât se poate de interesant. Voi ați ales de data asta. Voi ați venit singuri. Noi nu știam ce înseamnă să alegem. Voi nu doar că știți să alegeți, aveți oportunitatea să alegeți din 100 de lucruri din jurul vostru. 100. Și asta nu mă duce cu gândul decât la o evoluție naturală a speciei umane și a noastră ca și gen, de la generație la generație. Ce vreau să spun cu asta este că eu cred foarte mult în voi. Și nu-i durgeală de astăzi la televizor, nu trebuie să mă alegeți din mare. Cred, sincer, foarte mult în voi. Cred că vă așteaptă o viață extraordinară, dacă vreți să o priviți ca atare, dacă vreți să o acceptați. Dacă vreți să vedeți examenele vieții de... care deja au început în viața voastră, ca unele care vă provoacă să mergeți mai departe. Cum nu știu cât de mult sunteți voi credincioși sau nu, dar în privința asta vreau să vă liniștesc cu un singur lucru. Dumnezeu nu ne dă niciodată mai mult decât putem duce, că vezi cineva treaba asta. Da? Gândiți-vă doar la asta atunci când în fața voastră stă un mare examen în vieții voastre. Nu l-ați primit deja. Și nu numai cum l-ați primit deja. L-ați primit în conștiința faptului că puteți să-l duceți. Dacă doar asta rămâne, dacă doar cu asta rămâneți pe astăzi, eu sunt foarte mulțumit. Pentru că de cele mai multe ori, oameni ca voi cu opțiuni, se blochează la prima înfrângere. Dar nu prima înfrângere cu primul examen, că duce acolo nu mai ești în urmă. Mai bine alții, ne bătăm într-o seară și ne trec. Sau mă rog, cred că nu facem, dar nu-i așa. Probabil că aveți și voi vreo un grup de bușeri ăsta, dar nu, apar la care. Sau probabil suntem noi. Nu ne lăsăm, nu ne lăsăm pe noi să ne mutăm, știi că... Primul examen important în viața voastră când va apărea, gândiți-vă doar la lucrul ăsta. Nu ați primit acest examen din întâmplare. Trebuie să înțelegeți ceva din el. Trebuie să-l parcurgeți. Cu cât îl evitați mai mult și nu vreți să înțelegeți rostul acestui examen în viața voastră, vă garantez că se va întoarce din nou.
La mine în viață s-a întâmplat asta constant. Am fost un tip evitant, ultim. Venea câte o problemă și lasă, lasă. Ziceam că smeche, ziceam că fac și eu în șor ca să-l viață. Și atât de mult au reapărut aceleași evenimente, până la un moment dat am zis, bă, dar nu te mai oprești o dată, nu te-am spus că nu vreau să iau, să iau chestia asta. Sorry. Trebuie să o înveți. Trebuie să o experimentezi. Dacă la primul examen greu al vieții voastre, vă întoarceți la ziua de astăzi și spuneți, bă, ce am întâmplat ăla? Bă, că zicea că imposibil să primești ceva mai mult decât pot duce. Dacă asta face parte din mindset-ul vostru de azi înainte, înseamnă că orice oportunitate, orice problemă din fața voastră este, de fapt, o oportunitate de a învăța ceva, fiind în conștiința capacității de a duce la bun sfârșit acest lucru. Acum, speranța asta mea în generația voastră vine și dintr-un motiv subiectiv și unul interesat. Da? Zic, acum, chiar nu trebuie să zic, nu zic așa, doar am încredere în voi. Și hai să spun la ce m-am gândit eu. Că săptămâna trecută sau acum două săptămâni, am avut, mi-a venit pur și simplu treaba asta în timp ce vorbeam cu niște copii de la niște licee. Acum două săptămâni sau ceva de genul, sau trei, nu știu, trece timpul, cred că. A fost un proiect național care se numea Școala Altfel. Sau ceva de genul. Nu? Și am fost invitat la niște licee să stau de vorbă cu copiii din clasa 11-a și a 12-a, care sunt... E mai dură de la aia, pentru că e chiar tu ce ești la... Voi ați plecat imediat. Câți dintre voi nu sunt în Timișoara și ați plecat de acasă? Nu. Perfect. Majoritatea. Copiii ăștia încă sunt acasă. Și sunt pe punctul de a... ieși un pic din casă. Și o perioadă foarte dificilă și foarte importantă pentru ei. De-aia, atât eu cât și mulți alți prieteni ai mei și, oameni care se implică în educația tinerei generații, mergem și vorbim cu ei. Ne-am în școală chiar dacă ne auto-invităm. Pentru că știm că e o perioadă foarte dificilă, e finalul adolescenței, apar nou ce se întâmplă, ce se aștepte mai departe. Atunci când vorbeam cu copiii de acolo, am venit cu întrebarea asta sinceră, de ce ne ajungi? Și eu zic, păi, v-ați zis pentru că e normal să vă ajut, pentru că voi vă duce mai departe toate lucrurile și nu vreau să aștept până la 60 de ani, ca voi să fiți la 50 de ani să vă spun ce am făcut până acum. Adică am făcut ceva bine, vă spun. Am mai spus ceva bine, vă spun. Și uite, tot așa, învățați de la noi, măcar să nu faceți aceleași greșeli, nu neapărat să faceți aceleași lucruri. Dar în același timp mi-a mai venit un răspuns. Și eu cred că l-am spus chiar atunci. Și ăsta e motivul pentru care investesc în voi. Pentru că peste 5 ani, 10 ani, voi veți fi cei care vă învățați pe ei, mă fiți să ajungi. Și nu o să asculte de la mine. Indiferent de cât de simpatic aș fi eu ca tata. O să asculte de voi. Pentru că sunteți mai apropiați și pentru că să puteți să aveți o relevanță în viața ei. Așa că, dacă vreți, investiția mea este una foarte interesantă. Vreau să creșteți mai departe și vreau să arătați România. Vreau să arătați o Românie care, care e plină de potențial. De oameni cu potențial. Doi, mi-ar plăcea și voi să faceți același lucru și s-ar putea și Emma sau copii TV sau altcuiva să fie în public. Și m-aș bucura dacă această informație și această disponibilitate de a ajuta merge mai departe. Așa că dacă am terminat și cu subiectul ăsta și dacă sunteți complet liniștiți că n-avem o altă agenda decât de a cerui și de a ajuta, o să trec la al patrulea punct și anume la ajuta și o să vă spun câteva din lucrurile care mi-am notat să mă ajute și să nu vă ascundi. În care ar fi cele 7 lucruri pe care le-am făcut, le-am învățat, pe care pot să le dau mai departe. Aveți scris? Hai, că este stare. Dacă nu mă dați mult. Deci îți dau doar cu elevul care e fața clasei și la examen și am
domnul Ciuc de aici. Profesorul tău, dar vede, bineînțeles că doar știu și ei când sunt bine. Și zice, simpaticul, dar materia unde e, unde e magazinat? Aici. Păi și mână ce ai? Ce nu că aici. Așa că și mai, mai mult o muzică, să nu fiu sigur că nu rămâne aici, pune de muzică. Primul lucru pe care, pe care l-am învățat, luați astea șapte lucruri ca regulile lui Cristi, pentru Cristi. Pentru voi poate fi imposibil. Poate mai există una dintre ele și o, și o, o asimilație în regulile voastre de, de succes în viață. Prima dintre ele e simplu, e cea mai faină, e cea mai importantă. Zice așa, găsește-ți talentul și dă-l întotdeauna 100%. Sună ca un meci de fotbal, nu? Fotbaliștii se spun, am dat 100%, am fost pe teren, am învins, sau eu știu ce. Chiar dacă am dat 100%, Dumnezeu m-a fost tenisat și ceva. Nu? Sună ca la un... ca la sportiv, ăștia, care am dat 100%, m-am pregătit, m-am antrenat, dar cam așa e viața din... ei vorbesc mai interesant, o parte din, mai mult din fotbaliști. Dar se spune din greu, ei ar vrea să spună natură. M-am pregătit, am dat 100%, sunt pasionat de ceea ce fac, ăsta e rezultatul. Cam așa e viața. Dacă reușim să ne uităm și ce în spatele acestui sportiv, chiar dacă nu sunt ei buni vorbitori, să știți că ei ne dau, într-adevăr, măsura acestui talent utilizat, exploatat și acest 100% dat tot timpul. Nu știu dacă vă dați seama, dar un fotbalist profesionist aleargă la un meci între 5 și 10 km. Și nu sprintul ăsta cum face noi pește la adevăr. Zice așa, mai dăm o dumă, mai ne vedem în cur, oh, salut, salut. Nu, nu, sprintul. Au câte 3 meciuri pe oraș la 3 zile, au câte un meci. În rest o pregătire. Vedeți, când cineva se pregătește atât de mult, pe talentul lui, 10 ore pe zi, 8 ore pe zi, cu regim alimentar, strict, cât dintre noi facem asta în ceea ce suntem asemenea? Încă puțin. Sigur că îi vedem la televizor și spune, iată-și pe proști ăștia ce mașini scumpe au. Dar în spatele acestui lucru, în loc să ne uităm la lucrurile astea, am putea să înțelegem că în spatele acestui succes, pentru că este un succes, s-a văzut în altă perspectivă. Sunt foarte multă dedicare, sunt foarte multă muncă. E chiar la 100%. Acum vorbesc de cei care sunt pe formă, nu vorbesc de aia care fac trecute și mai vin și la plume și după aia în rezerve și iar... Aia care sunt pe formă. Acum, 100% ăsta sunt o chestie care nu-ți place, îi chin, îi tortură. Ați făcut o dată, v-ați străduit să faceți ceva ce nu v-a plăcut. Da. Oricâte strădui, oricâte chinuind. Păi zic că nu este, dar vine unul care aproape că nu se chinuie deloc de talentat la asta și o face așa, strădui. Bă, cum mă face ăsta așa de un chine străzile să fac prezentarea asta și tot făcut-o în 5 minute? E frustrant, e enervant. Și problema nu că l-a făcut-o mereu. Problema este că tu stai în afara zonei sale de tase. Vezi, evoluția, John Maxwell, e cineva scris în programul ăsta a mine, John Maxwell, e moca. Primiți să fie de la zi cu un minut gratuit. Nu scrieți-vă, John Maxwell, team.ro. Acolo primiți în fiecare zi câte un cuvânt de la tata leadership-ului model global. Unul dintre cuvinte a fost fabulos. Deci așa, evoluția înseamnă să fim totdeauna în afara zonei tale de confort și întotdeauna în centrul zonei tale de talent. Bă, tare de tot! Îi se zice, bă, vreau numai cu mine. Evoluția înseamnă să fii întotdeauna în afara zonei tale de confort, dar în centrul zonei tale de talent. Cum a făcut Domnul ăsta să spună într-o frază toate lucrurile înseamnă? Noi românii povestim câte o oră și nu reușim să spunem chiar ce este. Evoluția înseamnă să fii întotdeauna în afara zonei tale de confort și în centru zonei tale de talent.
fim în zona noastră de talent, că suntem și la zona de confort, sper să ne întrebăm un pic cam cât timp petrecem noi ca să ne cunoaștem și să ne cunoaștem talent. Honestly. Se pune. Aveți în preocuparea voastră zilnică să vă găsiți talent? Nu. Nu. Honestly. De asta ne-am întâlnit. Nu ca să dăm răjuri pe aici să ne simpatizăm și să spunem ce tari suntem. Sigur că suntem tari, dar avem de lucru, ca să fim, ca să ne și manifestăm tari. Iar voi sunteți în perioada în care acumulați și când ieșiți pe piață, trebuie să fiți mai tari decât generația dinainte. Pentru că dacă nu sunteți mai tari decât generația dinainte, nu o să vă ia nimeni din seamă, pentru că ei sunt deja acolo și cu un sistem. Înțelegeți? La voi nu e o opțiune că dacă sunteți la fel de slabi ca ăia, viața voastră să fie ok. Nu. Viața voastră de muncă și tot ce înseamnă antreprenoria s-a întărit atât de mult, s-a comprimat atât de mult, încă dacă nu ești super talentat și super valoros, super valoros, și știți să manifeste aceste valoare, nu intri. Pentru că unul care lucrează deja de 35 ani acolo, știe deja sistemul, jobul lui este el. Nu o să te afară decât dacă e chiar idiot. Și tu, super talentat, nu o să ai loc de unul care e mediocru. De asta trebuie să puneți foarte mult în bagajul vostru de putere și de manifestare a puterii voastre. Ca să intrați în această zonă, pentru că este din ce în ce mai greu să intri și mi-ar plăcea să fiți câștigătorii din treaba asta. Mi-ar plăcea să fiți cei care creați noi job-uri. Prin talentele pe care le aveți, pe care cei mediocri de acum 5 ani de zile nu le-au. Eu nu vreau decât să vă scrieți acolo o temă de casă. Să-mi găsesc cele 5 talente ale mele și să le fac zile. Și acolo să spune, îmi place să analizez, îmi place să scriu, îmi place să schiez, îmi place să mă dau parc, îmi place să mă casă, îmi place să mă duc la școală, îmi place să, îmi place de manecica vecina mea. Dar ce simțiți că vă place? Dar ce să fiți cât mai să scrie lucrurile pe care le puteți face, exersa. Exersa e mai corect decât face. S-ar putea un exercițiu să fie și mental, strict mental. Puneți-le și încercați acest exercițiu de 30 de zile, every day. Și că-i Paști, și că-i Crăciun, și că-i ziua lui mama, și că-i zi liberă, și că-i zi mai. Cât un pic din cele 5. 2 minute azi. Ok. Every day. Puneți-vă lucrurile astea undeva și bifați-le cu vară, dacă ați făcut asta, dacă n-ați făcut. Exersați-vă, căutați-vă și exersați-vă talent. Dacă la început aveți 2 opinii, scrieți-le la 2, aveți 3, aveți 1, bun. În fiecare zi gândiți-vă la ce vă mai face plăcere și adăugați în lista. Găsiți-vă talent. Odată ce l-ați găsit, dați 100%. Fost acoperitor, subiectul ăsta. Trec mai repede de celelalte, pentru că aveți și interacțiuni multe. Adică să aveți greșeli de interacțiuni. A doua, prima a fost asta, da? Deci este talentul, dă 100% acolo unde mai găsi talentul. Dar nu dacă ai un continuu talentul, că folosești timpul, energia. 2, ieși din zona de disconfort, îi spune. Toată lumea vorbește în literatură de zona de confort. Dragii mei, asta nu e zona de confort în care ești limitat, pasiv, poate chiar ușor înnebunit de lista de sens în care stai. Eu nu pot fi în zona de confort, să stai într-o zonă în care ești sărac, îndrumat, este sărac mental și ai hotărât să rămâi acolo. Dar n-ai cum să fie zona de confort. Așa că este o zona de disconfort. Feriți-vă de zona de disconfort. Ieșiți întotdeauna de acolo. Pentru ați înțeles inversarea. Eu îi spun zona de disconfort pentru că doar la suprafață, că la aia îi apare de confort. Pare că nu stă la plană. Dar de fapt el stă numai 5 minute și jos se duce și dă la sapă la subterană. Pentru că așa se simte sufletul și mintea noastră într-o astfel de zonă aparentă de confort. Ieșiți de acolo. Și asta e ușor.
Pentru că atunci m-ați găsit aia între, nu mai pot să ai acolo. 3. Ai încredere de neclintit în visul tău. Care ar fi el? Dacă tu vrei să fii cel mai mare poet, dar atunci lucrezi part-time la McDonald's, la Zimeno. Vreau să vă spun un lucru. Ați văzut vreodată în fluture cum se transformă? Ați văzut tot procesul? E o lambă și încet încet trece prin diferite forme, da? Până nu e fluture. În fluture nu ratează niciodată procesul. Sutea spunea că omul este singurul animal care se poate rata. Singurul animal care se poate rata. La un fluture poți să te duci să-i spui când e larvă. Băi, ești o larvă înfuțită. Și el tot va greși tot. La oamenii lucrurile astea, din păcate, nu se întâmplă tot așa. Pentru că dacă duci la un copil și îi spui, ești un idiot înfuțit, și mai vii mâine și îi spui același lucru, s-ar putea să se rateze. Nu știu care e povestea vieții voastre și nu știu cât de mult ați fost obținut în viața voastră și încurajați în zona talentelor voastre și a potențialului vostru. Dar sunt sigur că undeva în sertarele voastre de împlinit sunt șanse de a agresi la viața voastră. Nu vă interesează de voi cine vă agresează. Aveți de plină încredere în procesul vostru de devenire, de plină încredere ca și fluturile. Dacă fluturile ar crede că celălalt fluture care e tot o lară, în principiu și el, deci, băi, ești o lantă! Și el zice, păi tu vom mergi tot cum ești tot așa. S-a ratat amândoi dacă ați filmat. Cu toate astea, noi n-am povestea de asta. Se poate filma. 2. Și dacă unul ar face conversația asta, celălalt s-ar spune, eu nu mă uit la mine de ce sunt acum. Eu mă uit la mine ceea ce urmează să fiu și ceea ce este făcut să fiu. Așa că dacă vreți să transpuneți altfel această încredere în visul vostru, nu vă raportați la ceea ce sunteți acum, la ce știți acum, la ce simțiți acum, la cum sunteți văzuți de alții. N-are nicio relevanță. Voi gândiți-vă la voi doar ce urmează să fiți, ceea ce știți, cu toată puterea voastră o să fiți. Și acționați la nivelul vostru. Când acționați la nivelul vostru, vedeți acolo, veți vedea că toate acțiunile voastre se ridică la un totul alt nivel de manifestare. Doar pentru că te-ai uitat acolo și ai spus, eu las. Eu nu sunt ăsta de acum. Eu nu sunt ăsta de acum. Dacă vă uitați, fratele, la ce v-ați uitat la mine acum 10 ani de zile, acum 15 ani de zile, când am renunțat la facultate, a fost o dramă la mine în familie. A fost o dramă la mine în familie, a fost o dramă pe tot scara. Totul a făcut acolo, cu ce aveau pe mine și la 3, cu aia la 4, cu aia la 2, tot s-a distrus, s-a stricat treaba. Am plecat de Reșița la Timișoara pentru că vreau să fac ceva, habar n-am ce. Dar știam că o să fac ceva mare. Întotdeauna m-am gândit la mare. Întotdeauna m-am gândit la mulți, întotdeauna m-am gândit la mine. Au trecut 15 ani de atât. Rezultatele nu sunt mai rare. Am creat numai de companiile care sunt tot 20 companii la nivel de responsabilitate socială din România. Tot 20, nu toate. Am creat o companie care este în tot 5 companii direct sales din 120, între care 60 sunt internaționale. Am venit de la Reșița, ne-am vrut să gândesc facultatea și îmi dăm niște oale țeță la Ford 500. Dar mai important decât toate, am plecat de acasă hăituit și singur și am ajuns după 15 ani. Cu o familie mea, în care să pot să mă bucur de ceilalți de familie. Și să simt că acolo e locul sfânt în care atunci când vin, toate lucrurile se reglează. Se trecește un cerc al iubirii pe care am avut privilegiul să-l țin. Pe care nu ne-am ținut. Nu știu voi cum ați făcut, nu știu cum au fost familiile voastre, nu știu dacă la voi familie se spunea că iubesc, la mine nu. Deci îi se părea o forțărie. Eu n-am văzut chestia asta niciodată și asta este câștigul meu cel mai mare. Acum o să se spun la ea, fie de acolo. Momentul de intensitate. Nu știu cum a fost viața voastră, dar vreau să vă spun că puteți să aveți viața pe care vă doriți atunci când vă puneți în mintea voastră cu bucurie și cu încredere. Doar acolo vă gândiți, vă nu vă gândiți la stadiul mei intermediar. Când vreți ceva, acționați la nivelul. Al patrulea, ar fi să ai grijă sănătatea voastră. Acum apare totul
foarte simpatic pentru că eu nici urmă de când la 25 de ani să vă spun doar ceva. Vă spun eu. Începe să ne doară pe la 30. Deci e aproape. Nu se vă spune față. Începe să... începe să suferim destul de repede. Hai să ne dăm grijă de sănătatea noastră. De sănătatea noastră. Uitați-vă la ce mâncați. Uitați-vă la cum mâncați. Încercați să scoateți toxinele din corpul vostru. Încercați să scoateți toxinele din mintea voastră pentru că ele schimbă tot, toată valoarea nutrițională a alimentelor voastre. Încercați să vă îngrați la ele voastră și să schimbe din nou toată valoarea nutrițională. În studii făcute în credința asta, alimente aproape fără valoare nutrițională, spuneți și așa mai departe, consumate cu rugăciune, devin super alimente. Din înțelegere. Sigur, pare ciudat că pui la masă, să te pui acolo, să spui trei cuvinte. Pare că prima dată e cam prost, nu? Așa de mult vine să luăm aplicare și să pinzi, nu știu, sau vine un preot la noi acasă, ne prind. Părinte, spune ceva de mâncare. Dar nu singuri credem că e o mâncare. Este atât de puțin de treaba asta, pentru că schimbă tot ce mâncați. Tot. Puteți să mâncați din noi? Mă rog, nu vă apucați în cazul. Dar să intrați în conștiința autentică de nutriție și de nutriție și de nutriție, să trebuie să mă dacă nu mă obligă, ok. Amplificat puterea omului. A cincilea. Cât mai dată? 7 minute. 5. Găsește-ți întotdeauna pacea interioară. Fără pacea ta interioară nu există creativitate, dragii mei. Până când încă vă gândiți la 100 de lucruri deodată, să nu credeți că ideile creative apar. Și chiar dacă apar, dispară pe o secundă, să fiți neamnă. Spune, aveam o idee genială. A fost cum a zis. Ce-a fost? Ceva la noi a Facebook, era la noi știu. Găsiți-vă pacea interioară. Tremor, durere. Atunci când aveți un pic de timp liber, faceți mai puține lucruri și încercați să vă... să vă așezați puțin. Încercați să vă reconectați cu natura. Încercați să vă uitați la perfecțiunea în care ai făcut. Și încercați să înțelegeți natura ca un strămur, un strămur de aur care ne direcționează ca și în ceea ce avem de făcut. Uitați cum crește un copac și ne înțelege exact cum funcționează viața. Uitați-vă la ce fiți oameni în natură și să înțelegeți, sigur. Uitați-vă la lucruri pe care am uitat de rămânării și strălucării. Toate astea de înțelegere. Și toate astea v-au făcut. Încercați să mergeți 10 minute cu picioare goale pe iarnă. Acolo unde e parcul, la scălcația la și eu bucurește. Dar chiar dacă mă bucurește, e bună și mișcare. Faceți un moment de asta, vă apuci și jos și când vine gardeanul pe urmă și da, să puși și mișcare în ziua. Sunt lucruri foarte importante care arată modul în care noi ne descărcăm energie nepotrivite în viața noastră prin pământ. Ca cel mai organic mod de a ne elibera. Știu că toți purtăm pantofi, e frumos și e cât mai elegant, dar nu sunt bun pentru energetica noastră. Încercați să-i dați la o parte, călcați un pic de ea. Deci simți ceva ce n-ați mai simțit de mult. Frate, la început totul a făcea, zice, aaa, ca a venit ca asta. Dacă treceți de manțe pe ăsta și intrați în, iată în ce simt, veți simți fiecare pas pe altă. Fiecare pas pe altă. Și veți vedea că pacea interioară apare atunci când ești în locul potrivit și când observi ce se întâmplă și te lași inspirat. Te lași inspirat. A șasea și penultima. Când suflă viziunea ta la fiecare liber. Poate unul dintre voi veți fi antreprenori și vă recomand să nu faceți aceeași greșeală de care am făcut-o și eu. Să țin viziunea mea prea sus. Pentru că cine nu e stare să înțeleagă asta, îl bucur tot cum îmi interesează. Nu în curând. Noi suntem curând că noi reușim să mergem la cel mai mic nivel în organizația asta să transmitem această viziune. Noi suntem joși că nu putem să ne transmitem această viziune prietenilor noștri ca să ne susțină sau ca să nu ne plătiești. Ok? Părinților,
apropiați-vă centrilor de putere din viața noastră. Noi trebuie să fim în stare să verbalizăm, să exprimăm viziunea pe care noi o avem atât de clar și atât de simplu, încât oamenii măcar să spună, bă, nu sună. Măcar nu sună. Unii dintre ei să spună oameni. Când toată armata voastră, indiferent de cât de mică sau mare, este conectată în această viziune și ai fost în stare, că nu se conectează stând pe acolo, dai la unul, nu e vreo link, nu să bea clicii. Tu trebuie să te duci la cel mai jos nivel și să insufli această viziune. Ca ei să fie alături de tine. Altfel, în calitate de antreprenori, veți căra în spate, veți fi voi calm unei căruțe în care vreo 4-5 și cu piciorul cu jos, că nu înțeleg de ce să pot. Vă imaginați cum este asta? Cu hamurile de voi și trageți o căruță, care ziceți că e organizația voastră, dar de fapt e chinul. Și 6-7-10 oameni acolo, unii povestesc, alții nu știu ce, și unii zic, stai, unde merge de unul? De asta e foarte important să fiți conștienți de viziunea voastră, dar mai ales să știți să o explicați în cel mai simplu mod, în cel mai jos, în cel mai mic nivel ierarhic. Și a șaptea, poate cea mai importantă lucrare, love life. Iubiți viața. Iubiți viața și tot ce înseamnă viață. Încercați să nu mă băgați în afaceri care să întrerupă viața. Eu nu m-aș vedea niciodată analist, dacă aș fi analist, să fiu analist la o firmă care face trimetaje. Înțelegeți? Pentru că mi-e clar, e împotriva ceea ce simt eu pentru viață. N-aș putea să lucrez general manager sau președinte al unei companii care desfășoară totul. N-aș putea. Voi aveți șansa să alegeți. Nu lăsați companiile să vă aleagă voi sau ideile să vă aleagă. Știu că e ușor să vin pornografie, eu n-aș face. Știu că e ușor să vin alcool, n-aș face. Am făcut odată cu totul meu. Încă îmi pare rău. Pentru că nu se fie la nimic, aveam 18 ani cu oameni. Am foarte mai mult, văd o mașină frumoasă și mi-a spus, te plimbă, te și iar altele, n-am mănânește niște țigări. Cool. 500 de dolari la vremea aia? Te la vede. Am bani, n-aveam ce fac. Și cât rău am făcut. Peste 6 ani în ziua, a venit cineva la mine și mi-a spus, thank you, my friend. Am cancer la pământ. Știi atunci când am întâlnit în tequila? Mă ține din tequila pe Roma. Că există? Nu. Știi când ai spus, hai mă, apucă-te și tu? Am întâmplat. A fost simpatic. Veniți-vă la consecințele jobului sau afacerii pe care aveți. Iubiți viața în toate formele și adevărate. Nu doar deja la pașii la Crăciun în care spuneți, Doamne, ajută, mulțumesc, să fiți sănătos. Iubiți viața. Iubiți oamenii cu viață. Creați viață la organizația voastră, nu moarte. Creați bună dispoziție, creați distracție, creați mediul în care oamenii să trăiască. Să simtă bine. Să fie conectați la ceva mai important de viață. Pentru că, dragii mei, dacă viață nu este ceea ce experimentăm, înseamnă că am fi ajuns.